UTA dezavantajată de ultima decizie de a se juca play-off cu puncte înjumătățite? Lucrurile pot fi privite din mai multe aspecte. Și noi, ca și ceilalți parteneri noștri de competiție, cred că am gândit o groază de scenarii. Fiecare a încercat să tragă spre scenariul care l-ar fi avantajat. Asta e regula, noi ne supunem ei și încercăm să profităm. Ce organizare. Da, nu știu, oamenii cred că se simt un pic frustrați, au avut un avans destul de mare, dar eu consider că în 5 meciuri avansul pe care l-au e unul destul de evident. Sunt totuși o echipă de temut, chiar dacă beneficiați de acest avantaj, Petrolul și Rapid. UTA la ce a demonstrat, adică orice pas greșit va cântări mult în această luptă. Am calculat și noi multe scenarii, chiar pe cel cu 8 echipe în play-off și play-out, și ne-am imaginat un scenariu cu programare pe Tabellberger. Atunci locul 1 ar fi jucat cu locul 8, UTA ar fi avut 25 de puncte, iar Faro cred că 17 de pe locul 8. Cu meci direct se apropiau foarte bine de un loc de promovare. Da, e o situație inedită, e o situație negândită și neanticipată. E destul de greu să găsești în asemenea condiții o modalitate cu care să mulțumești pe toată lumea. E clar că cineva este dezavantajat din lucrurile astea, dar nu sunt singurii. Poate și turiști și noi putem spune câte ceva despre putele cu sportul Snacov, dar nu luăm în calcul asta. E o regulă impusă de federație, cred că au încercat să găsească cea mai logică ieșire. Noi am acceptat-o și ne pregătim pentru ceea ce urmează.